Mă bucur să vă revăd. Îmi cer scuze că am întârziat puțin. Ca să vedeți că îmi pasă de voi, nici n-am mai trecut pe acasă să mă schimb. Am venit direct din Miami. În prima zi de muncă, cu mult drag și spor. Prima zi de muncă la dumneavoastră, șeful. La noi e deja a treia săptămână. Oh, la toți ne-e greu. Dar nu la toți la fel. Dar cu voi ce sunteți îmbrăcați așa? Păi, de când ați plecat dumneavoastră în concediu, nici n-a mai fost căldură aici. Cred că n-ați plătit facturile alea pe lunile curente. Dar nici n-a fost nevoie de căldură. În Miami a fost atât de cald. Ideal pentru plajă, relaxare. Sincer, îmi pare rău că a trecut timpul atât de repede. Știți foarte bine că mi-am luat concediu pe 1 decembrie. Și iată, suntem acum la sfârșitul primei luni din an. Dar voi, cum ați petrecut sărbătorile? Și eu am fost tot în Miami, șeful. Doamne, ce coincidență! Dar unde mai exact? Păi am stat mai mult pe plajă, că acolo îmi place mie. Eu am stat mai mult în cameră, că mie îmi place la umbră. Șef, păi atunci putem spune că dumneavoastră ați fost Miami și eu beach. Eu am fost la socri. Am tăiat porcul. M-au pus să stau pe porc să facem poză. M-am distrat. Eu am fost la bunici, la țară. Eu acasă, ca să mă obișnuiesc cu viața de viitor pensionar. Ce să facem? Concediile vin și pleacă. Important este să fim sănătoși și să avem putere de muncă! Având în vedere că în luna decembrie am fost foarte aglomerat și n-am avut timp să desemnez angajatul anului, ei bine, a venit momentul! Haideți! Ridicați un pic mânuțele așa, ușor, așa, da, 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 faceți valuri, faceți valuri, bravo, faceți valuri. Haideți toată lumea, așa, haideți și dumneavoastră de acolo, domnul, cum îl cheamă pe domnul e de acolo? E cel mai vechi angajat, domnul Vasile. Am și uitat de el. Haideți, domn Vasile, vă știu de o viață, domnule, haideți, ridicați un pic mânuțele alea, așa, așa. Bun, și hai să vedem, cu mari emoții, da, cu mari emoții, oare cine este angajatul anului? Și... Dă, Doamne, să fiu eu. Dă, Doamne, să fiu eu. Am muncit mult, am făcut ori suplimentare. Trebuie să-mi aud numele. Ies la pensii. Cred că ăsta e anul meu. Ce meltean e șeful ăsta. A luat tot. Și manager. S-a dus la Miami. Clar, eu nu iau nimic anul ăsta. Dă, Doamne, să-mi aud eu numele. Deși nu cred că o să fiu eu angajată anului. Angajatul anului! Managera! Te-am să jur că-i tot ea. De 5 ani în coci nu mă iau, nu mă iau. Meriți! Din plin! Eu vin și muncesc în fiecare zi. Fac ore suplimentare și nimic nu contează. Și eu care ieșeam la pensie acum, credeam că e anul meu. Eu nu sunt de acord. Nici eu. Ați spus ceva? Nu, 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 nimic. Bravo, bravo. Foarte, bravo. Șefu, eu mai am 10 zile de concediu rămase de anul trecut și aș avea nevoie săptămâna viitoare de câteva libere pentru rezolvarea unor probleme personale. Concedii? Dar n-ați avut, mă, concedii? Așa vreți de la început de an? Ați avut zile libere, ați avut pe 1 decembrie. De Crăciun. De Crăciun. Pe 1 și 2 ianuarie. Și gata, vreți iar concedii? Nu se poate. Doar dacă vrei, dă-ți demisia și aia e. Demisia să-și o dea Iulian. Șefu, eu n-am nevoie de concediu. Vin când în zile liberi, vin și când în sărbători legale. Important e să meargă firma. Bravo, mă. De oameni ca tine are nevoie compania asta. De asta te respect eu și ai și salariul ăla motivant. Exact, exact. Da, cât are? Are minim pe economie. La fel ca toți ceilalți. Bun, bun. Acum că am clarificat că nu se poate, haideți să trecem la lucruri mult mai serioase. Ei bine, obiectivele anului 2024. Firma noastră se află în scădere. Iar noi nu putem să creștem dacă nu ne dorim mai mult. Să ne dezvoltăm. Să venim cu drag la muncă. Nu avem cum să ajungem aici. Firma asta nu este doar a mea. Firma asta este a noastră. Suntem o familie. Împreună câștigăm o pâine de aici.
Și dacă nu ne dăm interesul să venim de dimineață și să muncim peste program, chiar dacă sunt ore în plus. Iar dacă voi sunteți mai buni, demonstrați asta la muncă și haideți să ducem compania în topul firmelor. Se poate! N-a murit nimeni de la muncă. Șeful, dar noi mereu am demonstrat că suntem buni. Trebuie să ne autodepășim. Să ieșim din zona noastră de confort și să facem mai mulți bani. Bani! Așa ați zis și la începutul anului trecut, fix la fel, că suntem pe minus, dar am terminat anul cu o profitabilitate de 55% și la noi în buzunar nu se prea simte. Bă, știi cum e în viață? În viață sunt și orcușuri și coborâșuri. Astăzi ești aici, mâine suntem aici, că suntem aici. Trebuie să nu ne demoralizăm. Și orice obstacol pe care îl întâmpinăm anul acesta, să-l trecem cu brio. Dacă firma are de câștigat și voi aveți de câștigat, haideți mă că se poate, fiți mai motivați, nu? Șefu, mai ține mult ședința? Că vreau să merg până la baie. Nu mai ține mult, mă. Ține-te un pic. Pentru început de an, am două vești pentru voi. Am o veste proastă și una bună, cu care doriți să încep. De obicei începeți cu managera, șefu. Eu zic să o țineți în același ritm și anul acesta. Deci începeți cu aia proastă. Bine, mă. Tu ai vrut. Vestea proastă este că nu se măresc salariile. Păi și vestea bună care? Vestea bună este că salariile rămân la fel! Rămân la fel! Yes. Tu ești angajat a anului. La tine nu se aplică. Înțelegi? Lasă că am eu grijă. Și te revanșezi tu cumva. Mă bucur tare mult că v-am putut satisface și anul acesta din punct de vedere salarial. O să-mi mulțumiți voi mai târziu. Mai aveți întrebări? Da, șefu, eu aș vrea să mai adaug. Lasă, țineți ideea. Păstrează-ți ideea, vorbim, noi avem timp, poate trec luna viitoare pe aici. Haideți! Toată lumea la muncă! Hai! Haideți, că noi ne vedem la Paris. Ce faci, mă, aici? M-am apucat de treabă, șef. Am de terminat niște rapoarte. Ia, stai puțin. Lasă prostiile astea. Ascultă, caută-mi și mie, te rog frumos, un hotel la Paris. Vreau să-mi răsfăț soția de Valentine's Day. Caută un hotel de lux. Hai! Deci fii atent, să fie așa. Să aibă all inclusiv, neapărat jacuzzi și să fie aproape de centru. Șeful, dar nu ați mai fost la Paris? Mă, am mai fost la Paris, într-adevăr, de 6 ori până acum, dar niciodată în 2024.